pentru cei care ascultă întâlnirea asta sau o vizionează, o vizualizare, mă bucur că nu încăpem în sala aceasta. Data viitoare o să facem într-o sală mai mare, dar după criteriul Mântuitorului am obținut numărul corect. Unde sunt 2 sau 3 în numele meu, acolo sunt și eu. Așa că de la 2 sau 3 în plus, 2000, 3000, deja nici nu mai facem prea mult, nu ne mai lăudăm cu numărul ăsta. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. O lucrare despre, se propune o lucrare despre post, o lucrare pe care am văzut-o, știu de ea, dar nu m-am învrednicit să o răsfoiesc din pricini care țin de rânduiala chiar a postului, fiindcă am aflat chiar la începutul postului mare că fratele nostru Cristian Filip a scris o carte despre post. Acum, foarte simplu, ți-ai pune întrebarea de ce să scrie cineva o carte despre post când s-au mai scris atâtea cărți, când sunt, literatura e foarte bogată, foarte variată și mai cu seamă autorii sunt oameni din sinaxare, oameni cu viață sfântă, oameni care s-au nevoit, oameni care înțeleg postul. Ei bine, atunci când iubești, nu contează că s-au mai scris cărți de dragoste, nu-i așa? Deci toate cărțile de dragoste care s-au scris, toate poeziile, toată literatura, toată cerneala care s-a scurs pentru a și exprima cineva sau mai mult sentimentele, nu au făcut decât ca cei care iubesc să fie și mai încurajați să facă lucrul acesta. Prin urmare, oricât s-ar scrie despre dragoste, niciodată nu ar fi destul. Sau cine dintre noi ar putea să spună, gata, nu mai vreau atâta fericire. Au fost într-adevăr niște sfinți când le-a dat Dumnezeu harul și a zis oprește-te că mor, dar nu e cazul, sau cel puțin nu la noi. Atunci spunem cine s-ar putea să spună nu mai vreau să bucurie, nu mai vreau fericire sau nu mai vreau să fiu iubit atât de mult. Nu, nici cum, e nefiresc să spui lucrul acesta. De aceea eu am socotit cartea aceasta, dincolo de ceea ce pare un drăzneală, o materializare sau o întrupare a iubirii față de aproapele, o întrupare a poruncii lui Dumnezeu de a-ți iubi aproapele și de a-L iubi pe Dumnezeu. Eu cred că asta a făcut Cristian în cuvinte foarte simple, că nu mă pricep să fac recenzii, dar așa simt și așa înțeleg, nu știu la ce s-a gândit, eu așa cred că s-a gândit la lucrul acesta sau mai mult a simțit lucrul acesta mai mult decât a gândit, în sensul că exprimă dragostea pe care fiecare dintre noi ar trebui să o avem pentru ceilalți. E o carte care se adresează celorlalți. În definitiv, e vorba de a da din prea plinul inimii tale celorlalți. Și mă gândesc și celor care nu sunt în biserică. Fiindcă noi nu ne adresăm, sau cel puțin așa înțeleg și eu lucrarea aceasta, că nu mă adresez celor din biserică, pentru că ei, de bine, de rău, mai mult sau mai puțin, se spovedesc, se împărtășesc, au duhovnic, știu lucrurile acestea. Ce facem însă cu 95%, să zicem, din popor, care nu știe ce este post, nu știe ce este spovedania, nu știe ce este împărtășania, viața duhovnicească, în afară de un reflex social, un tic, aprind o lumânare și mă simt bine emoțional sau psihologic, mare lucru despre ceea ce se întâmplă dincolo de catapeteasmă, nu știm cei mai mulți dintre noi. Și atunci cred că cartea aceasta se adresează și celor din afara bisericii, din afara zidurilor bisericii, să spunem așa, dar și din afara bisericii ca trup tainic al lui Hristos. Și asta este o ardere de tot, asta este o jertfă, o candelă, o lumânare care arde. Nu trebuie să mă spovedesc că nu-L laud în față, dar mă gândesc că asta poate să fie, nu-mi închipui altceva și nu poate să fie decât binevenit orice înseamnă, orice jertfă pe care o faci pentru celălalt, un pahar cu apă. Dacă i-ai dat, se va socoti. Ei bine, cartea, după bibliografie și după felul cum a fost alcătuită, am văzut câteva minute, mă rog, mai puțin de
cât ar fi trebuit să o citesc, dar am văzut la bibliografie și am citit un capitol din ea și îmi dau seama că s-a lucrat foarte mult. E o steneală mare, nu e treabă simplă, numai să citezi sau să ai cărțile din care ai citat este deja un lucru destul de ostenitor. Și dar această carte exprimă sau materializează sau întrupează iubirea unui creștin pentru frații lui, din biserică sau din afara bisericii. Și asta nu poate să fie decât foarte mângâietor pentru oricine, cu atât mai mult pentru mine. Altminte, eu am fost invitat să fac o rugăciune, că asta este cumva de bun augur, că o lucrare duhovnicească să înceapă cu rugăciune. Și atunci eu am să mă opresc aici, sper să înțelege și sper să înțeleagă și fratele Cristian Filip că nu m-am consultat cu nimeni, m-am rugat la Dumnezeu să pot să spun ceva despre o carte pe care n-am citit-o. E mai mult decât o carte, așa am înțeles și eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mai sunt inimi care tresaltă în neamul nostru, pentru aproapele, pentru popor, pentru chiar cei care sunt în așteptare, cei care cugetă și așa cum se vorbește și în creștinism și în tropare, mai ales în Săptămâna Mare, pare o momeală, în sensul acesta bun duhovnicesc, pentru suflete, o momeală pentru trupuri, astfel încât când ai simțit că te-a luat undița și te-a luat din mediul tău, din băltoaca ta, te trezești în tinda bisericii. Cam așa am văzut ce a făcut fratele Cristian. Sigur că e mult mai mult decât atât, dar eu atât m-am priceput. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea aceasta și pe frățiile voastre, iar mie să nu-mi fie amălăudat decât, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Așa. Frate Cristian, doamna doctor, iertați-mă, ce să mai zic de doamna doctor, că mă sfiesc și mă smeresc. Da. Și mi-e cresc foarte mult ce să fac. Bine. Atunci, dumneavoastră sunteți...